privatizarea tutunului românesc, o afacere înnecată în fum, care nu a fost niciodată cercetată penal. Statul a dat, statul a luat și, într-un final, totul a fost pus pe butuci. După ce a încasat sute de milioane la buget din industria tutunului, statul a ajuns să se fure singur, așa spune Curtea de Conturi într-un raport. După o privatizare dubioasă care a fost anulată de instanță, Ministerul Agriculturii cedează în mod inexplicabil majoritatea acțiunilor la SNTR lui Ioan Niculae. Ia acțiunile, dă-mi acțiunile! O scamatorie prin care statul devine din nou majoritar și telenovela continuă cu o nouă privatizare. Altă firmă, același om de afaceri în spate, Ioan Niculae. După numai un an, însă ANAF vine și anulează tot. Cere executarea firmei pentru o datorie de peste 100 de milioane de dolari. După 5 ani, patronul SNTR câștigă în instanță lupta, însă totul devenise o ruină care colcăia de șobolani. O poveste demnă de filme doar la culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.